face un impact frontal la undeva între 15-17 km pe oră, impact frontal în ceva fix, dumneavoastră veți fi la volan sau în dreapta și veți vedea efectul centurii de siguranță. Vom trece prin simulatorul de răsturnare și vom încerca, veți ieși dumneavoastră din mașina răsturnată și să vedem cât de importantă este centura de siguranță. Vom povesti imediat ce e cu centura, când se deschide, când nu se deschide. Și vom face și un test de, să zic, abilitate și de viteză de reacție pe acel simulator și vom vedea care este timpul de reacție al fiecăruia dintre dumneavoastră. După care vom merge pe pistă și vom face alte exerciții. Silviu, te rog, spune tu practica la răsturnare. La răsturnare. La răsturnare problema va fi în felul următor. O să ieșiți din vehicul răsturnat la 90 de grade, la 180 de grade. Marea belea e că în momentul în care mașina s-a răsturnat, în primul rând, datorită dezorientării și panicii care apare, nu realizezi unde e pământul și ai putea avea o problemă. 2. Lumea nu prea știe că atunci când tensionezi centura, deci când atârni în centură după accident, centura nu decuplează. Și din cauza panicii adusă de airbag în mașină, șoferul se repede să decupleze centura, e panică de incendiu adusă de airbag, șoferul se repede să decupleze, că instinctiv face asta, încerci să fugi de foc, nu? Dar uite să detensioneze centura, atârnă în ea și nu realizează că nu stă pe roți, apasă, centura nu sare, panica crește, problemă mare. Și atunci soluția este pentru a ieși corect dintr-o mașină, trebuie să detensionezi centura înainte și abia apoi să apeși butonul. Ca să detensionezi centura pentru a ieși, trebuie să îți preiei greutatea corpului prin mijloace proprii, adică să împingi mâini în picioare, să nu mai atârni din centura și apoi iei centura de pompier, presești butonul de cuplez, centura va sări. Din fericire, nu toți ați fost în cadrul unor accidente, dar am avut destule accidente în ultimii ani cu ambulanțe, majoritatea care nu erau grave, și dau cifră de aproape de 100 de accidente pe an la ambulanță, aproape 30 la smurt pe an, accidente sau incidente stradale, care noi vrem să încercăm să le reducem la maxim. Acum facem să mergem ca primul. Și genunchiul jos și acum vă rostogoliți în mijlocul, în interiorul mașinii și veți ieși pe ușă. Și când e și data? 17. Aniversarea căsătoriei când e? 7 octombrie? 16 octombrie, am înțeles. Și mai e mult până atunci, câte zile mai sunt? Stop! Scor final, 37. Venim de la 2 de 35. Da? Deci avem undeva la 7 de ce peste 10 plecat toate așa, și ați plecat așa. Bun, accelerați, dați a doua mers pe care. E chiar așa.
Haideți puțin în partea asta să vedem ambulanța care s-a aruncat. Volan în dreapta și volan în dreapta, dar la dispoziție să zic cu evaluare.